Soția și fetițele pădurarului Liviu Pop au trecut printr-o tragedie și nimic nu îl va mai aduce înapoi. Însă, pe cât de sumbre păreau să fie lucrurile în primele luni, pe atât acum încep să se clarifice. Procurorii și polițiștii nu au mai oferit detalii legate de anchetă, dar Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș a comunicat de curând Casei Județene de Pensii că a încadrat cazul la accident de muncă. În această situație, instituția care gestionează veniturile a făcut modificări în documentele pe care le deține. Trebuie spus că anul trecut, când soția fostului pădurar a depus documentele în vederea obținerii pensiei de urmaș, cercetările erau în desfășurare și în decizia casei s-a menționat boală obișnuită. La acea dată, doamna Pop Ana Maria nu a prezentat la noi un act doveditor din care să reiasă că soțul ei a murit din cauza, s-a constatat că a murit în urma unui accident de muncă. Drept pentru care noi am emis această decizie de pensie la data de 20 noiembrie 2019 și a fost pusă în plată în luna decembrie. Pensia de urmaș a fost emisă pentru cei 3 copii care beneficiază de o indemnizație minimă socială de 704 lei fiecare. În total, pe decizie, dumneaei primește 2112 lei. Directorul CJP Maramureș a spus că în situația actuală, Ana Maria Pop se poate prezenta la Casa de Pensii din Baia Mare cu actele doveditoare, inclusiv cu cele de la ITM, iar instituția poate emite o nouă decizie. Ea poate primi pensie de urmaș. Din câte am înțeles, doamna în acest moment beneficiază de indemnizație de creștere de copii, drept pentru care nu a optat la momentul respectiv pentru pensie de urmaș. Și facem precizarea că nici până acum nu a depus cerere în acest sens. Noi am științat-o pe doamna că poate să-și prezinte la instituția actul cu o cerere, îi putem modifica cauza decesului, poate să solicite acest drept și acum că se poate cumula cu indemnizația de creștere a copilului, doar că ea nu-l putea solicita până nu avea raportul din care să reiese că este accident de muncă. Lucica Pop a mai spus că soția nu a cerut niciodată lămuriri legate de modul în care au fost stabilite veniturile și decizia de pensie, dar s-a plâns presei că statul nu îi respectă drepturile și banii sunt puțini. Mai trebuie spus că Mihai Leșan, purtătorul de cuvânt al Direcției Silvice Maramureș, a declarat pentru Ziar MM că urmașii pădurarului primesc lunar fiecare suma de 2230 de lei, începând cu 1 ianuarie 2020, până la vârsta de 24 de ani, conform contractului colectiv de muncă al Regiei Naționale a Pădurilor. Până la 1 ianuarie s-a acordat fiecărui copil pe lună 2080 de lei. De asemenea, femeia primește alocația pentru fetițe și indemnizația de creștere a copilului, deci sumele nu sunt de neglijat. Așteptăm acum ca polițiștii și procurorii să-și facă datoria și să facă pași în anchetă și mai mult să-și informeze opinia publică cu privire la cazul pădurarului maramureșan.